Doamnă și domnule, bună seara! Iarăși spun, se să repet, nu-i bună. Nu-i bună că e o zi cu, cu urățenia sistemului scoasă de supreș și urățenia asta costă iarăși și iarăși și iarăși vieți omenești. Și nu-s vieți omenești pierdute într-o statistică. Cea mai mare greșeală este să ne uităm așa cu ochii goi. A, cinci morți, încă cinci morți. Nu, cinci oameni arș de vi. Și peste tot, mă uit la presa convențională, se discută despre efect. Mai să discutăm un pic despre, despre cauze. Uh, am vorbit la prânz despre o cauză, numirile politice. Îți mai arăt o cauză și acum aș vrea ca oamenii să înțeleagă că nu e vorba de o cauză uh, în care să atragi o altă instituție, ci cauza este hămeseala, nepriceperea, uh, pupincurismul clasei politice. De obicei e riscant să spui clasa politică, pentru că nu are un nume, nu are un CNP, cine e aia, unde să-i dăm un șut sau să o aplaudăm. Nu. Clasa politică de 30 de ani a înțeles să dezvolte complicități. Și aici este vorba de bisericile electorale. De cele numesc electorale? Ca să fie foarte clar, trebuie spus de la început. Nu este vorba de a avea ceva cu instituția numită biserică. Nu este vorba de a avea ceva cu vreo credință sau alta. Este vorba despre uh, cifre care vin de la INS, Institutul Național de Statistică. Și cifrele le spun, vă dau doar concluzia analizei, ca să nu dau toate paginile, cele mai multe fonduri de la bugetul de stat pentru construcția lăcașurilor de cult s-au dat în anii, Pre-electorali și anii electorali. După aia au scăzut sumele. Asta ce mi arată? Ne arată tuturor că, de fapt, au cumpărat pur și simplu, tovară și politicieni, cu bani de la toată lumea, mentalități, au cumpărat indiferență față de investiții esențiale și spitalele, sănătatea, toate astea, școlile sunt investiții esențiale. Și nimeni n-a avut de comentat. Nimeni nu vine acum să spună niște lucruri. Le spunem noi. Le-am luat datele din presa din 2013 până acum. Ce am găsit? La fiecare școală construită, noi am mai construit încă 5 biserici. În 30 de ani s-au construit peste 14.000 de biserici. Da? Și s-a construit un singur spital de la zero. Da? Motivul? Goana după voturi. Pentru că atâta vreme cât lași un întreg popor într-o disgrație totală vis-a-vis -vis de modernitate, vis-a-vis -vis de, de educație, vei sta liniștit ca politician când vezi că acel popor preferă să meargă cu mai știu eu cine în frunte cu crucea în frunte să ceară ajutor de la Dumnezeu o ploaie și nu să-ți bată ție obrazul ca politician că n-ai făcut nimic pentru irigații. Da? Sau să meargă să caute, să deschidă nu știu ce cărți, să vadă dacă e sănătos sau nu, în loc să meargă la medic și medicul să-l aștepte într-un spital dotat. Da? Politicianul a câștigat mereu de aici. Bun. Vă dau din 2013 o analiză a BBC. Pare incredibilă. O biserică nouă la trei zile în România. Știrea a apărut și pe ProTV în 2013, sursa a fost BBC-ul englezesc. Bun? De pe Business Magazine vă mai dau. România, țara unde bisericile sunt de 50 de ori mai multe decât spitalele și de 3 ori mai multe decât școlile. Doar casele de pariuri concurează numărul de biserici. Repet încă o dată, nu este vorba de a avea ceva cu instituția bisericii. Bisericile sunt necesare. Lumea vrea să meargă în momentul ăla de liniște, crede într-un Dumnezeu sau altul, e ortodox, e catolic, protestant, neoprotestant, ce-o fi? Nu contează asta. Vrea să aibă clipa lui de, de, dacă vrei, de relevanță existențială. Doamne, la un moment dat m-am prins să mă duc și la băut, și la femei, sau m-am stresat destul cu năcazurile sau am o prea multă bucurie și dau pe din afară. Și atunci, mulți oameni apelează la liniștea pe care o regăsesc în biserică. Sunt necesare. Însă, nu sunt necesare în detrimentul spitalelor, în detrimentul școlilor. Vorbim despre un stat totuși laic. Statul laic nu disprețuiește Biserica statul laic pune biserica în acord cu toate celelalte instituții. Școli, spitale, agenții de agricultură, etc. etc. În ultimii 10 ani, da, banii de la buget pentru culte s-au triplat. Din 90 până în 2013. Da? Ne mai arată de pe Mediafax știrea din 2013, le-am luat ca să înțelegem că există un traseu. Nu-i numai de acum că a ajuns nu știu care la guvernare sau nu de acum trei ani că a fost nu știu cine la guvernare. Este un traseu pe care l-au parcurs partidele cu o veselie și cu o dorință de a cânta popii lângă ei vrednic. Este o dorință uh, care uite că astăzi ne omoară. După Revoluție s-au construit cinci biserici pentru fiecare școală nouă. Mi se par cifre incredibile? Da. Eu am început documentarea asta repede, repede, după prânz, pentru că am zis, bă, Totuși, nu se poate ca o singură cauză să, să fie numirea politică. Pentru că până pui un om politic l-ai pus acolo, îl ai prost sau deștept, dar undeva trebuie să existe o cauză mai adâncă. Și cauza asta mai adâncă o văd în dezinteresul total al politicianului pentru omul simplu și legătura asta aproape aproape bolnăvicioasă pe care politicianul român vrea să o aibă cu Dumnezeu. De ce vrea asta? Pentru că el însuși se crede un fel de Dumnezeu în teritoriu, în guvern, în ministerul lui, în agenția lui, în locul unde e pus. Ori, chestiunea asta trebuie să dispară. Despre chestiunea asta trebuie discutat al patrulea incendiu într-un spital în trei luni de zile. Adică, păi au murit oamenii. oameni. Oameni pe care i-o duru pielea când ardea, i-o duru carnea. Acolo sunt rude care plâng, sunt... Știi ce înseamnă să ai o porcărie de asta, o nebunie, o nemernicie, o, 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 o nenorocire de asta? Eu țin minte, o chestie mică, nu se compară cu tragedia de acum. Îmi zicea un prieten, mă, și rupt copilul mâna și am văzut când și-o An de zile am avut coșmar că-i visa mâna ruptă ani de zile. Și era o mână ruptă care s-a pus în ghip și e ok. Da? Dar minte să te gândești că ai avut o mamă acolo care o arde vie sau ai avut un tată sau un frate sau o soră. Despre asta, culmea, politicienii tac, televiziunile tac, presa convențională tace pentru că pur și simplu nu e în stare să atace cauzele alea profunde. Să știi că există dispreț. Noi tot vorbim de spitalele astea regionale, atenție! Primele contracte s-au semnat pentru spitalele regionale acum șapte ani. Șapte. Cu asta două. Șapte ani. Le-au trebuit șase ani ca să uite la harta României să zică unul facem aici, unul facem aici, unul facem aici. Șase ani de certuri. Oare unde să le facem? Cui să le dăm? Unde, unde luăm voturi? Da? Atenție, bani nerambursabil de la Comisia Europeană. 150 de milioane de euro au venit și Dăncilă, dacă vă amintiți, a zis, domnule, e adevărat că au venit 150 de milioane de euro, da? 120 de milioane de euro au costat actele pe care statul român le-a cerut statului român ca să facă niște spitale. Adică, astea trebuie spuse. Bă, ce-o costat atâta? 120 de milioane de euro documentația? Ce ai făcut cu bănuții ăștia? Ți-au mai rămas 30 ca pe cală care merge cu, cu vaca în și vine cu o pungă de un leu? Despre asta este vorba. Bun. Este vorba și de o nesimțire. ți -o amintești? Și aici nu vreau să dau spre un anume partid. Toate partidele mari au făcut asta și au bătut joc. Dar există un partid care a venit cu un fonfleu, cu o gogonată imensă. Dom'le, facem 8 spitale regionale. Asta e PSD-ul. 8 spitale regionale și noi ne căcăiam că nu știam să alegem pe hartă unde facem 3. Bun. În 2017 a promis că veneau alegerile. În momentul în care, aici vine, aici vine În momentul în care oamenii, reporterii, l-au întrebat pe Claudiu Manda, da, Olguțu de serviciu, Domnule, ce cu spitalele alea? regionale promise, a avut un, un, răspuns care arată disprețul total față de adevăr. Adică numai că nu au zis, bine băi, dar au fost o păcăleală, acum să te stâmpiți. Răspunsul lui a fost, e o întrebare răutăcioasă. Cum să fie răutăcioasă dacă tu ai promis? Nu. Nici, nici măcar nu, nici măcar nu au sentimentul că au spus odată ceva. Nu, pe păi e normal, v-am mințit în campanie electorală. Adică sunteți răutăcioși să întrebați așa ceva, da? Acum, uite, scriu jurnaliștii de la Reuters, care ne arată unde am ajuns. Nu o să le vezi la tovarășii politicieni, nu o să le vezi la ședințele de guvern, nu o să le vezi la ședințele partidelor. Și ei scriu așa, țara, adică România, are una dintre cele mai puțin dezvoltate infrastructuri de sănătate statul a construit un spital în ultimele trei decenii, cheltuie cel mai puțin pe sănătate din Uniunea Europeană și zeci de mii de doctori și de asistente medicale au emigrat. Asta notează jurnaliștii de la Reuters. În momentul în care ai asemenea bube în cap, chiar nu te gândești mă, totuși, ce trebuie să fac? Pot să am o clipă de onestitate eu ca un politic? Pot să am acea clipă de compasiune pentru tot ce, toate măgăriile pe care le-am făcut și acum văd că din măgările alea mor oameni. Nu cred. Uite, asta s-a întâmplat. Ca să vezi ce înseamnă omul politic, da? Că avem impresia că, bă, ăștia se războiesc la, la, televizor, să vezi că l are un proiect senzațional, acolo curge laptele, acolo curge mierea. Nici gând. Pentru un atâtica post sunt capabil să facă praf să, să, trădeze. Da? PSD obține un post de viceprimar la sectorul 4, deși nu avea majoritate la Consiliu, după ce un consilier PNL a trădat ca să obțină celălalt post de viceprimar. Adică, eu pun pariu că dacă îl întrebăm pe ăla de la PNL sau de la, pe ăla de la PSD, o să spună, domnule, da, domnule, dar era normal. Exact cum prefectul de Bazargic, mai țineți minte că vă dădeam în anii 30 era asta, Bazargicul era în Cadrilater, în momentul în care o trecut de la un partid la altul, au avut o replică cinstită în capului. Domnule, păi trebuie să-mi cresc copiii, trebuie să le fac avere. Păi vrei să ieși din postul ăsta așa, fără bani? Am trecut la alt partid când dau bani, adică e vorba de. trebuie să mănânc. Asta se întâmplă astăzi. Și nimeni nu vorbește despre cauze. Lasă că vine jurnalismul independent. Nu au ăștia așa de mulți bani cât au televiziunile, ei nu primesc bani de la guvern pentru că, în primul rând, a refuzat chestia asta, da? Însă, știi care e baiul fundamental? Când în timp ce noi doar vorbim, politicianul stă liniștit în Parlament, pe bani de chirie, pe pensie specială, pe etc., etc., și oamenii ăia, unii plâng după cei arși, alții de-abia mai pot fi recunoscuți din cenușă. Sună urât? Da. Urâtul ăsta a trebui să ne vindece. Iar spun. Să aveți sănătate. Iar. Presă convențională.